când ați auzit ce s-a întâmplat, cum ați reacționat? De la cine ați auzit asta? Este un moment nefericit pentru toți cei care l-am iubit pe domnul Ilie Balaci. Este cel mai reprezentativ sportiv al regiunii Olteniei, al României. Este o pietre imensă pentru noi toți. În calitate de director al clubului sportiv Stea Craiova, transmit familiei sincere condoleanțe. Este trist și vom trece peste această tristețe împreună. Când ai vorbit ultima dată cu Ilie Balaci și ce ai vorbit? Săptămâna trecută am avut șansa să vorbim. Era același. Pentru mine a fost idolul copilăriei mele, idolul al milioane de copii. Eu am avut șansa să fiu promovat, să fiu susținut în cariera mea de domnul Ilie Balaci. Este cu adevărat trist. Vom trece peste. Ce sfaturi primeai la Ilie Balaci, perioada când erai jucător? Am avut șansa, fiind și mijlocaș ofensiv, să joc pe un post pe care a jucat unul dintre cei mai mari jucători ai României. Împărțirite sunt părerile. Mulți zic că a fost Dobrin, alții zic că a fost Hagi. Pentru mine și pentru alte milioane de români, Ilie Balaci a fost cel mai mare fotbalist al României. Ai luat numărul 8 la Ilie Balaci. Ar trebui ca acest număr 8 să fie retras de la Universitatea Craiova, așa cum se practică la echipele mari, din tradiție, din lume? Este o idee, probabil că în următoarele zile se va lua o decizie finală.